Este criză de muncitori calificați, dar și necalificați. Acest lucru reiese din solicitările depuse de către angajatori la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți. Cel mai mare deficit se pare că este în ceea ce privește meseria de sudor. 52 de muncitori cu această calificare se caută săptămâna aceasta. Sunt de asemenea disponibile peste 30 de locuri de muncă pentru lăcătuși mecanici, dar și câteva zeci pentru muncitori necalificați și pentru șomerii cu studii superioare. Există un număr total de 228 de locuri de muncă declarate vacante de către angajatori din județul nostru, după cum urmează. Agent de intervenție, un loc, agent de vânzări, 3, agent de securitate, 1, asfaltator, 2, ajutor ospătar, 1, asistent manager, un loc, administrator imobile, 2, bucătar, 4, barman, 2, bufetier, 2, bucătar, șef, 1, coafor, 3 locuri, dispatcher, 3, economist, un loc, electrician, 2, electrician în construcții, 5, fierar betonist, 1, frizer 4 locuri, finisor în construcții 10, femeie de serviciu 2, instalator sanitar 7, lăcătuș mecanic 34, laborant chimist 1, lucrător comercial 4, lucrător în bucătărie 2, manipulant mărfuri 2, necalificat în construcții 15, necalificat în alte domenii de activitate 8, necalificat în silvicultură 1, mecanic auto 2, motorist 1 loc, ospătar 6, operator chimist 2, pizzar 5 locuri, recepționer hotel 1, stivuitorist 2, șofer 13, sudor 52 de locuri, spălător auto 1 loc, strungar universal 1, tâmplar universal 2, vânzător 2, vopsitor în lemn 1 loc, vopsitor industrial 1 loc, zidar tencuitor 5 locuri și 6 locuri pentru cei care au calificarea de zugrav. De asemenea, pentru a oferi o nouă șansă la reconversie profesională, agenția organizează în această perioadă mai multe cursuri gratuite de calificare-recalificare în meseriile de brutar, formator, coafor și instalator sanitar și de gaze. Informații despre cursurile organizate, dar și despre oferta angajatorilor pot fi obținute de la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Mehedinți.